După aproape 50 de ani în satul Ciorna, raionul Rezina, copiii din localitate vor merge la grădiniță la ei în sat. Aici a fost inaugurată o școală primară grădiniță cu 4 săli de clasă și 2 grupe, amenajate cu toate cele necesare. Deschiderea oficială a început cu un serviciu divin oficiat de un sobor de preoți din raion. Asupra celor potrivniți dăruiește și lucru și-o ta păzește pe popoare. Localnicii își amintesc de acele timpuri când erau nevoiți să-și ducă copiii ani la rând la o grădiniță din orașul Rezina, la o distanță de aproape 5 km. Până acum foarte rău, că trebuie la Rezina să-l duci, dar ai scăpat rutiera, oriceva ai făcut și foarte rău. Copilul pleci, da, aici mai cunoaște, mai cansat, foarte bine, foarte bine, bucuros, foarte bine. La grădinița lângă Univermag se duce, îl ducem cu plânsete, plânge, da, aici am vedea azi prima zi, poate să-i tăți măhăleni, nu știu, poate și gine și nu a plânge. Foarte mulțumită, că am venit și am văzut, e foarte frumos. Foarte important pentru satul Ciorna, fiindcă neavând grădiniță, e foarte important. Duci copilul iarna la rutieră, frig, copilul în gheață, locuri nu sunt rutieră. Este un lucru ușor pentru părinți, adică nu toți au posibilitatea să se deplaseze la Rezina, să ducă de cauza finanțelor. Nu, mulți părinți nu lucrează, nu cam au finanță, adică să deplaseze, să duc copiii, să achite grădinița. Până în prezent, profesorii din instituții au activat în orașul Rezina, iar acum sunt bucuroși că vor putea munci în satul natal, spun ei. Până acum am activat în orașul Rezina, la grădinița numărul 6. Știți, am o mare bucurie. Eu foarte mult am dorit în sat să fie grădiniță. Că să lucrez pentru săteni, pentru copiii sătenilor, să merg pe drum, să mă salute, să ne salutăm, să ne cunoaștem mai bine. Și sunt foarte bucuroasă că s-a deschis această grădiniță. Și mă uit că și părinții sunt foarte bucuroși, cu mare plăcere vor să fie deschiderea cât mai repede a acestei grădinițe. Mai înainte era foarte trist, foarte greu, rând la grădiniță, la în oraș, cu transportul, iarna frig, înghețau copiii, chiar și copiii mei spuneau, mămica, hai să mutăm casa la Rezina, că am înghețat de frig la oprire. Și iată așa a fost, dar acum cred că a să fie foarte bine, mai ușor pentru toți. Am fost învățătoare la școala auxiliară din orașul Rezina, dar fiindcă nu erau profesori în această școală, am venit să activez aici. Sunt foarte bucuroasă pentru aceste realizări frumoase. Mai am un copil mai mare și când era și el de grădiniță, plecam cu el până la Rezina la numărul 6, am frecventat la grădiniță. Era foarte greu, ne sculam la jumătate, la 7, la 7 de acum eram la oprire. Până ajungeam în Rezina, eram și eu transpirat, și el transpirat, se îmbolnăveau des copiii. Dar acum, fiindcă s-a organizat grădinița la noi în sat, cred că o să fie și părinții mulțumiți și noi o să fim mulțumiți, copiii noștri să plece la o așa distanță. Sperăm ca toți părinții să aducă copiii la grădinița noastră din satul natal și să promovăm această școală-grădiniță. Potrivit autorităților locale, pentru renovarea și dotarea edificiului s-au alocat circa 500 de mii de lei. Este un eveniment important pentru fiecare localitate, pentru raion, pentru mine ca președinte de raion atunci când avem evenimente de genul acesta, cum avem astăzi în satul Ciorna. Deci astăzi avem deschiderea școlii primare grădinițe după reconstrucție, dar totodată vreau să menționez că în satul Ciorna grădiniță nu a fost de foarte mulți ani, cred că de cel puțin 50 de ani nu a fost grădiniță în satul Ciorna. Este un eveniment, în primul rând, plăcut pentru noi ca autorități publice locale că am reușit totuși să le creăm aceste condiții copiilor și părinților ca să existe o grădiniță în localitate și este plăcut acest moment pentru părinți care își au copiii în siguranță acasă, creându-le asemenea condiții. Mă bucur pentru faptul că dacă inițial părinții își duceau copiii la grădiniță în orașul Rezina, astăzi la deschidere avem 33 de copii care deja frecventează grădinița, dar avem 40 de locuri, sper că ele toate vor fi completate.
Este un lucru mare, este un lucru absolut necesar și este un lucru care, de fapt, încă o dată ne determină că avem stabilitate și avem un plan de dezvoltare a localităților. La fel vreau să menționez faptul că statutul acestei instituții s-a schimbat, deci este școală primară grădiniță, avem și copii care frecventează școala primară. Cu siguranță condițiile astăzi sunt cu totul altele decât au fost până la moment. Sunt condiții foarte bune, sunt condiții care absolut sunt după codul educației și după toate cerințele care au fost înaintate de către serviciile desconcentrate. Aș vrea să apreciez și faptul că, pe lângă faptul că Consiliul Raional Rezina a făcut aceste investiții din bugetul de stat și deci investiția ajunge la aproape de 500 de mii de lei pentru această instituție. Totodată avem și persoane care s-au oferit ca să susțină și să vină și ei cu o sponsorizare pentru această localitate. Aș vrea aici să dau câteva nume, fiindcă apreciez foarte mult gestul oamenilor care își doresc ca să vină cu această contribuție, cu această susținere. Nu sunt indiferenți, chiar dacă sunt peste hotare. S-a vorbit și la deschidere despre Valentina Țonici, care și în Rezina a venit cu o sponsorizare cu un teren de joacă. Aici la fel a venit cu o sumă care a fost donată instituției. Este vorba de domnul Durnea, de domnul Cuzuioc, deci mai mulți care și-au dorit ca să fie alături de această instituție. Îmi doresc ca și în continuare această localitate să fie unită, părinții să se bucure de aceste condiții alături de copii, iar noi, ca autoritate publică locală, să fim întotdeauna alături, să-i susținem, să-i ajutăm, să-i promovăm și aș vrea foarte mult ca ei această stabilitate pe care le oferim noi să o simtă în permanență. Una din prioritățile direcției de învățământ și în genere a procesului educațional în toată țara este prestarea serviciilor de calitate, servicii educaționale. Și pe acest anume, pe acest principiu prioritar ne-am axat și noi când am inițiat procedura de a deschide grădinița și în satul Ciorna. Satul Ciorna nu a beneficiat de o grădiniță, a fost gimnaziu, acum noi suntem foarte fericiți că avem o grădiniță axat pe distanța dintre orașe este destul de mare, copiii merg prin rutier, deci este o dificultate. Ne-am gândit și am inițiat acest proces datorită susținerii Consiliului Raional, datorită faptului și dorinței și a corpului didactic și chiar sunt foarte bucuroasă și mulțumită că am realizat acest proiect. Sper că părinții și cadrele didactice vor aprecia și își vor depune tot efortul pentru a presta o calitate în serviciu educațional. E o localitate a satului Ciorna unde permanent copiii erau încadrați în grădinițele de copii din orașul Rezina. Este o distanță undeva de 5 km. Și aducea un obstacol pentru părinții care locuiesc în Ciorna. Deoarece știți cum este munca, este grădinița, sunt copii, știi, și bun înțeles, deschiderea asta aduce la aceea că mai ușor aceiași bunei să iei cu nipoței acasă de pe loc de aici, din satul Ciorna. Școala primară Grădinița din satul Ciorna este frecventată de circa 60 de copii.